Hai mă, hai! Au, au, au! Bună dimineața! Din nou la pescuit? Înainte de asta să nu uit. Cineva a scris, mi-a spus, nu știu, am... venind de la muncă, am uitat. În fine, dom'le, sunt boli sălbatice. Dumneata unde pescuiești, sunt boli sălbatice. Ideea e că putea să mă întrebe. Dar scriu mereu, sau spun, mai ales că n-am ce să ferească Dumnezeu în momentul că este baltă privată, automat, au ce sare, automat, vă spun balta. Niciodată, repet, niciodată nu am dat pe o baltă și așa se termină peste o săptămână, permis. Am respect prohibiția că n-am de ce. Și așa am tot timpul din lume, după, să mă duc după 7, săptămâna care vine. Am plecat și pe alt tip de băți, mai ales pe cele sălbatice. Și o să înceapă iară discuție pe ce baltă ai fost. Ați observat că pe cele sălbatice nu spun unde mă duc. Dar mai ales, acum că spun și balta, spun și... în fine. La fel să vedem cât pește luăm. Că zice lumea, domne, ieri hai că poate a atras, ai avut noroc. Să vedem astăzi. Nu e nicio problemă, stau o săptămână la pește să vedem dacă așa e. Uitați-vă ce sare. Dar mai sunt pescari și mai mult ca sigur o să... o să... a, uite unde mi-a sărit. Prinde și dinți. Vedem. Mamă. Îmbrăcați. Luăm îmbrăcați. Vino încă. Îmbrăcați cu palton. Mă, cu palton și cu căciulă. Astăzi demonstrați. Astăzi e ziua noastră. Ziua copilului. Așa, îmbrăcați. Îmbrăcați cu palton. Bă, da, nu mai. Nu mai. Așa, așa. Nu mai. Nu mai dat de arăt. Nu ai bucăți. Așa. Mi-a rupt adineori. E pentru a nu știu câta oară că te-a rupt. În fine, nu-i problema asta. Dând cu fire subțiri, îți asum acest lucru. Dacă aș fi dat cu un fir gros, am spus și ieri, n-aș mai avea atâta sătut. Dar dând cu fire subțiri, rupe. Rupe. Ma. Și rupe.
Da, să vedeți. Dar v-am arătat. Câta carasuș. Ca să nu cadă în apă. Uitați-vă și dumneavoastră. Vita mai. E, punând un fir subțire, m-a rupt. Dar, ai trăsături. A venit cineva, apropo de acest lucru, a venit cineva și a zis, domne, ce noroc. Ai noroc. Niciodată nu intru în polemică cu nimeni. Fiecare își pescuiește cum vrea. Mă gândeam, ieri când am plecat de aici, 2 ore am făcut linii. Nu că n-au fost bune. Am schimbat ace, am schimbat pofacul, am schimbat guta pe una, inele. Deci în permanență schimb câte ceva. Am mai făcut o linie. Am 14 cu 12 și mi se pare foarte gros firul de 12. Trabucul o să vi-l arăt. Dar cunoaște și dumneavoastră. Iau la 25, la 40 de metri sau nu știu cât are. Hai. Deci, în permanență schimb. Astfel nu ai șanse să te prind. Au. Stai că vreau să mai vă arăt un pește în direct. Câteva cuvinte și despre bețe. Cu toate că am spus mereu, mavorul e de 5 metri una și una e de 6 metri. Cu ele pescuiesc și mai am un carson. Dar carson am băgat 14. Sunt pescar pe baltă. Îmi place, trage frumos, dar trebuie, cum să vă spun eu dumneavoastră, trebuie păcălit, cu ghilimele de rigoare. Dă 2 ciocuri, dă 2 ciocuri, o lasă, mai dă încă 2, o lasă. De fiare, m-a întrebat cineva, aceste fiare am cumpărat, cum să vă spun eu, sunt mult mai bune când bate vântul. Dar în rest, folosesc fier normal. Dar acesta e momentul în care bate vântul și parcă e un foc, de câte ori plec la pește, începe să bate vântul. Hai mă, de câte ori începe un vânt, nu există. Aia și dacă opresc telefonul, e imediat, Dania. Mă, nu se va arăta.
încă un lucru și cu asta terminăm. Dom'le, acestea sunt niște comentarii. Doamne ferește, greșesc. Poate mă exprim? Și așa, poate. M-am mâncat sigur că mai fac greșeli. Dar sunt niște comentarii, nu? Doar luați-le ca atare. Au! Direct în pomamă. Așa, să vă arăt și direct. O să întreb pe fiul meu cum fac ca să... Adică să filmez direct, să... Înțelegeți ce vreau să spun. Să transmitem. Hai. Ele pe bani. Hai mă. Este incredibil ce pasă. I-am băgat un ac de... Ar trebui să-l curentez imediat. Aut! Cu ce mă lupt? Uita mai crașoiul. Am auzit lansete, de la lansete. Mult mai... Am spus ieri, parcă la cineva mi-a spus, m-a întrebat, trage mult mai repede mal. Dar în fine, și la lansetul ea. Ce înseamnă mici schimbări? Mici schimbări ți aduce pește. Orice modificare. Să mai multe trăsături. La fel, cineva m-a întrebat foarte rar, foarte rar. Dau cu mai mult de un băț. Dar acum am un timp scurt, nu scurt, foarte scurt, și vreau să vă arăt, nu dau la, eu știu, calitate, să vă arăt niște caraj mari, cu toate că o să vă arăt săptămâna care vine, o să am mai mult timp liber, dau la cantitate, cât pește pot prinde. Un lumpă, cât pește pot să... Aute. Deci 3 bețe sus. Deci toate 3 cu pește. Aute, că așa-i. Uite, la două dată. Îmbrăcați. Frați geme. Geme. Am fost la o doamnă pescăriță. Eu spălăria și mi-a spus la ce să dea. Mi-a spus la ce să dea, cum să dea. În fine, întotdeauna voi ajuta pe cine doriți dumneavoastră. Niciodată n-am fost, dom'le, că... Ideea e că ar trebui să, cum să vă spun dumneavoastră, să fac linii. Linia care o are dânsa nu este
e altceva. Dar în fine, o să-i dau o linie de la mine. Dar m-a întrebat cineva, la fel dacă vând linii, niciodată n-am vândut linii și nici nu voi vinde. Pescuiesc de plăcere, am repetat și voi repeta acest lucru, nu pescuiesc de... Nu știu ce nu am. Nu. Ei, să știu. Ia, hai, hai. Îmi place foarte, foarte mult. Cum am oprit telefonul, a venit nemernicul. Am vrut să vi-l arăt. Nu se poate, bă, bine, da. Unul dintre cele mai bune bețe cu care am pescuit vreodată, carpul ăsta. Bucăți. Mamă, plecați în mers. Câte doi, câte trei, câte cinci. Foarte multă lume l-a pescuit. Cinste și copii, am văzut și copii. Mulți copii, jos pălărie. E frumos de tot. Eu am fost la muncă, bine, lucrez la privat. Uităm că astăzi este Ida. Mai și scapă. Mai și scapă, bandit. Am o gură de cafea. Tot încerc să da. Tot încerc. Ia, hai. Altă. Mai bea, a scăpat. E, în momentul ăsta, în momentul care scapă, am 2, 3, pe scăpat, automat, eu schimb acul. Asta voi face, schimb repede acul. Au, la una l-am prins, la una l-am scăpat. Nu mai dea Neata așa arată. Câte doi, trei, câte cinci, câte... Am spus, nu dau la calitate. Săptămâna care vine, promit că voi da, să vă arăt și caras mult mai îmbătat. Nu ca să vă arăt... Căști. Mi-a schimbat tracere până aceea. Dar nu mă opresc, că acum să iau o gură de cafea.
Ca și ieri, pescuind numai și numai pe cocoroși. Ai, și numai pe cocoroși. Am uitat că ce-i lăsată puțin mai mult. Aici acum a dat două țacuri. Cum îl iau? Adică cum trag, nu cum îl iau. Cum trag ca să... Uite. Mamă, un metru aproape. Au! Hai să opri chiar în spatele meu. Nu mă deranjează, v-am spus, doamne, fai să nu faci pe uniță pe ceva. În rest, astea să... Una mai aveam în apă și asta. O, nu mai avem. Am găsit vară și dimineața. Să vă arăt. Încărcați pe... așa sunt. Unde s-a dus de pom? Așa e îmbrăcat. Stai că trage de la el ăsta. Stai că trage de la el ăsta. Era mort. S-a schimbat acum. Am repetat de multe ori, în momentul care nu înceapă înseamnă că s-a tocit. În crăcile alea. Înseamnă ce să... Ce vă spune dumneavoastră? Să mai tociște, să mai... Foarte subțire, o să vi le arăt. În această cauză... Această cauză. Mai să și tociște. Aici o problemă. În ea, eu știu, câteva secunde. Nu-i bunac. Am mai venit pe scai, s-a așezat undeva în dreapta mea, jos pălăria. Mai filmez puțin, după care, totuși, să am baterie la telefon. Arătăm și finalul. Să vă arăt, ciortanica. Nu pe acest pește nu-l țiu pentru că e mult mai sensibil. Vom arunca direct. Avem pescat și în stânga și în dreapta. Unde doriți de asta? Ora 10, mai stau puțin.
deci cu partea asta unde 1, 2, 3 pescari, toată lumea a prins. Aici este apa mai adâncă, din cauza asta vii pe față. În față e apa mai mică, în spate e apa mai adâncă. Ce să-i faci să-l scap? Numai așa m-ai ținut. Lasă-mă să mă joc. Plec, vii aici în locul meu? Poftim? Singurul lucru aici că e umbră. Atât. Este umbră, încep să le strâng. O să vă arăt la final. Acum, după ce le strânse peștele. Ei, neapărat să te dau pe tine și așa nu m-ai crezut. Ca să vezi că cea mai tare baltă e că a prins nevastă mea unul singur și eu n-a prins niciunul până la ora. E imposibil. Uitați-vă la oamenii care a dat lângă mine. Deci oamenii ăștia de ce a prins? Mi-a zis și la ce filmat, am spus. De n-a spus, măi, oameni buni, mă. Da, să-i bag în găreată. Hai, lasă preț, bag ea tot. Nu, îi bag, nu, că le dau drumul. Asta e... Vă dau, o să vă dau și dumneavoastră. Hai dă bre că un film îți dau bani. Nu, păi, nu, nu, nu trebuie bani, nu trebuie bere, păi nu trebuie că. Eu nimic să moare, eu iar încă n-am născut în Timiș, băga mea și în Tunare am făcut 4 clase aici la elementară. Ce vrei? Filmează-mă. Nu, 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 nu. Popescu care a fost înainte cu un scoată comună, Tunare. Eu am fost. Stați așa că am berele. Acesta este peștele. Lasă-mă 10 secunde ca să îmi termin. Acesta este peștele prins asta. Dar a prins și dânsul, a prins și dânsul, cineva nu a prins. Așa lui dânsul i-am schimbat acum. Nu există loc. Nu e, o să dau un loc cu dumneavoastră. Pe onoarea mea, domnule, nu dau un loc cu dumneavoastră. Știți care? Nu există noroc. Dar în fine, nu mai că te-am luat. Cam asta a fost. Cam asta a fost pentru ziua de astăzi. Două probleme. În primul rând, lasă-mă 2 secunde. În primul rând, trebuie râmă cu vierme. Hai ca să-ți dau. În primul rând, râmă cu vierme, apa adâncă, finețe foarte mare. Cam asta a fost. Nu trebuie să mă lau, sunt un om ca oricare altul. Ce-am vrut să spun, cunosc pescari mult, mult mai buni, eu știu. Dar, în fine, fiecare de cum vrea. Data care vine, un cocuroș și unde cu v-am obișnuit. O zi frumoasă vă doresc. O secundă. Cum v-am obișnuit? O secundă, da. O secundă, atât durează. Că de-aia am pus pietrele aici. O secundă. Da, e. Ce fac cu pește? Populăm balci înapoi. Nu pot să ridic. Nu pot să ridic. De ce o veni înapoi aici? Nu înțeleg de ce. Stați așa, vin puțin mai în față.
Așa, mă. Da. Nu înțeleg de ce. Du-te, mă, încolo. Stați așa, că cade o în apă, salvăm pește. Imposibil, ar luat-o direct sub tăi. Du-te, mă, încolo, ia uite-l. Du-te, mă, în invers. Da, este, a, bine. Du-te, mă. Da, nu, că eu sunt vii, că i-am păstrat direct în sac, mi-a dat. Da. Cam asta a fost.